Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu ajutorul Domnului, dorim să împărtășim din Sfintele Scripturi ceea ce s-ar putea desprinde potrivit cu lumina ce vom avea din sfatul permanent aflat în Biblie și redat prin cuvintele Mântuitorului în versetul ce îl voi citi din Marcu, capitolul 13, versetul 37. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Așadar, despre veghere. Când ne gândim la veghea, ne trece prin minte ideea unei santinele, a unui portar, a unui pasnic, sau a unui om care supraveghează desfășurarea unor lucrări. Așadar, este foarte larg spectrul vegherii, chiar am putea zice că orice domeniu, atât până se obține ceva, cât și pentru a se păstra, necesită veghere. Omul este dator să vegheze. De altfel și Dumnezeu și îngerii săi sunt prezentați ca niște veghetori. Contextul acestui univers cere veghere. Vom aminti și partea umană și vom preciza de asemenea și ajutorul care ne-l oferă Dumnezeu în veghere, pentru că altfel toată truda noastră, așa cum spune în Psalmul 127, nu s-ar solda cu o biruință. Solomon zicea: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Am împărțit lecția în două. Într-o primă parte ne vom uita cum trebuie să veghem asupra noastră. Veghează asupra ta. Iar într-o a doua, cum trebuie să veghem asupra casei Domnului. Înțeleptul nota în Cartea Eclesiastul, capitolul 10, versetul 4, că în funcție de atitudinea unui om, el poate să trăiască în biruință sau în eșec, oricare ar fi condițiile. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Dacă nu ești atent, ușor poți să greșești. Dar dacă ești pe fază, reziști și în cele mai dificile stări. Noi trebuie să păzim ce ni s-a încredințat, pentru că asta este datoria unei santinele. Are anumite obiective, sarcini, iar noi în plan spiritual avem o grijă mare. Pavel scria lui Timotei în a doua epistolă, în capitolul 1, ca unui copil al lui în credință să vegheze în plan spiritual, și citim de la versetul 12 la 14. Aici Pavel face referire și la paza pe care o oferă Dumnezeu, dar îl pune și pe el în gardă, citim. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine că știu în cine am crezut și sunt încredințat că el are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Ceva asemănător spunea Domnul unei biserici: păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunună, nimeni să nu-ți fure, să nu te deposedeze de valorile tale. Privind de-a lungul Scripturii, ne amintim de evrei din Vechiul Testament, ținând cont de harul lor, Dumnezeu s-a angajat să devină Dumnezeul lor. Le-a oferit un cuvânt, un statut special printre națiunile pământului. Ei au intrat, datorită harului Dumnezeu, într-un legământ, dar trebuiau să îl păzească, să rămână statornici în legământul acela. Și vă citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 4, sesizările Domnului prin Moise pentru ei. Versetul 9. Iată câtă atenție trebuiau să depună. Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din minte. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Versetul 15. Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit, sau înfățișarea vreunui idol, sau chipul vreunui om, sau chipul vreunei femei, și așa mai departe. Și 23. Vegheați asupra voastră, ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru, și să nu vă faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău să o faci. Și dacă ne uităm la istoria lor, n-au vegheat. Au uitat și minunile și slava aceea ascunsă a lui Dumnezeu în nor. Au uitat și legământul, deși era scris cu degetul, cu mâna lui Dumnezeu.
n-au fost statornici. Iosua a urmat după Moise și le-a amintit același sfat la finalul vieții sale, cartea sa, capitolul 23, versetul 11. Vegheați dar cu luarea mintea asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Privind la expresiile de aici, ne putem face următoarea imagine. Noi trebuie să grijim de sufletul din noi ca să nu iară razna. Trebuie să grijim de el ca să nu intre vreun virus, vreun microb și să-l afecteze. Omul este slab în asemenea situații. Vegherea te menține în gardă, te ține pe o poziție bună. Îmi relata cineva despre tatăl lui care a trecut la Domnul. Ei sunt mai mulți copii, peste 10, și una dintre surorile lui, dintre fiițele celui ce era pe patul de moarte, plângea când a văzut că tatăl își încheie viața. Dar bătrânul i-a zis, de ce plângi? Dacă veți păstra toți, așa cum v-am învățat, actualmente toți sunt credincioși, ne vom întâlni cu toți în împărăția lui Dumnezeu. Cam așa ceva le-a spus Moise și Iosua la bătrânețe. Vegheați, eu nu mai sunt tot cu voi. Fiecare trebuie să bage de seamă pentru sine, cum mai există o vorbă printre noi. Ai grijă de tine. Privind în Noul Testament, datoria fundamentală a creștinului este păzirea cuvântului, adică respectarea poruncilor și prin ele păstrarea neafectată a imaginii divine. Pentru că cuvântul este o exprimare a caracterului lui Dumnezeu, este o evidențiere a voiei sale, a scopului său. Și dacă noi nu rămânem credincioși în ceea ce ni s-a încredințat, este ca și cum Dumnezeu ar avea o firmă, ne-ar pune pe noi să lucrăm și să păzim ceea ce are în ea. Iar dacă noi nu veghem, ar veni hoții și alți oameni care vor prăda tot ce este acolo. Dacă nu veghem, nu se va mai derula activitatea mai departe. Și într-o zi stăpânul va veni să ne controleze. Domnul Iisus spunea în Marcu capitolul 13 o pildă în ideea aceasta. Citesc de la versetul 33. Luați seama și vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Și despre vegherea în vederea așteptării Domnului vom vorbi imediat. Dar dacă vom avea numai grija să ne prindă Domnul pe fază, o vom rata revenirea Lui. Grija numărul 1 trebuie să fie păzirea cuvântului Său. Citeți versetul următor. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Domnul ne-a lăsat cuvântul Său. Atât a avut pentru noi. Dacă atât facem, înseamnă că noi am vegheat să facem ce aveam de făcut. Vreau să vă reamintesc din Vechiul Testament că Dumnezeu, după ce a pus primul împărat, l-a schimbat la puțin timp pentru că nu păzea cuvântul Domnului. Asta a fost mâhnirea Domnului, întristarea lui Samuel. Și atunci profetul a zis, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Asta este prima pe listă. A veghea să respecti cuvântul. În Noul Testament citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cuvintele Mântuitorului, în versetul 15, care ne oferă încă un amănunt. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă te lasă cineva în firma lui să fii magazioner, dacă ți este drag proprietarul, dacă este unul din familia ta, tu ai tot interesul să grijești. Dar dacă este unul care poate nici nu te plătește, nici nu bagă de seamă după tine, așa ca român vei fi ispitit să îți faci parte. Dumnezeu ne plătește, nu trebuie să ne facem noi parte. Dar Dumnezeu ne și urmărește. Dar toate astea n-au valoare cât are iubirea în a ne determina să veghim, să păzim cuvântul. Același aspect îl lua Ioan în epistola sa și îl îmbogățea în capitolul 2 din prima sa epistolă de la versetul 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Nimeni nu se poate lăuda să spună, eu îl cunosc pe Dumnezeu, adică eu știu ce vrea Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu, nu altceva. N-are nevoie nici de alte sacrificii, nici de alt stil de oameni. Atât vrea Dumnezeu. Să veghezi, să te ții de ce ți-a spus. Și din aceeași epistolă citești din capitolul 5, versetele 2 și 3. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui
și poruncile lui nu sunt grele. Amintiți-vă de imaginea Mariei, sora lui Moise. Dacă a fost fratele ei acolo în sicriașul de papor, cred că și atunci când clipea din ochi, îi se părea nu cumva să se întâmple ceva cu el, pentru că îl iubea. L-a păzit. A fost gata să fugă la mama ei, să intervină. Dar dacă ar fi fost o altă fată abonată de ocazie de mama lui Moise, vezi de copilașul acesta. Mai degrabă, poate dacă trecea pe acolo vreun june, s-ar fi uitat după el și uitat de copilaș. Pentru că nu era iubirea pe rol. Iubirea te ține în poziție de drepți și tot iubirea te ține în așteptarea Domnului. Domnul Iisus asta le spunea la ucenici. Voi la rândul vostru să faceți ucenici și învățați să păzească tot ce v-am poruncit, spunea Domnul înainte de a se înălța la cer. Eu cred că noi ne-am trudit într-un fel, într-o anumită măsură, să păzim cuvântul Domnului, dar pentru a vă încuraja și mai tare, vreau să vă citesc din Psalmul 119, două versete, ca un angajament de a păzi cuvântul. 57 și 101. Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele tale. Și 101. Înțin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul tău. Deci vreau să mă țin de ce mi-ai cerut. Iar cât privește așteptarea venirii Domnului, trebuie să veghem sub două aspecte. Datorită obișnuinței, pentru că anumite evenimente se repetă în viața noastră. Există o tendință de rutinare. Iar pentru că altele, în mod special în ultima perioadă, potrivit profețiilor apocaliptice, se vor succeda cu repeziciune și vor avea forme din ce în ce mai ascunse și mai subtile, trebuie să veghezi. La cele obișnuite să nu le scazi din valoare și la cele care se schimbă să nu te înșele. Vă citesc din Luca 21 cuvintele Mântuitorului, versetul 34 la 36. Luați seama la voi înșivă. Acesta e primul punct. Veghează asupra ta, ca nu cumva să vi se îngrâneze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. În toată zi la servici, în toată zi treabă, în toată zi trebuie să înveți, preocupare pentru cele materiale și scap din vedere pregătirea de apropiere continuă de Domnul. Te ia iureșul acesta repetativ, că ziua aceea va veni ca un las peste toți locuitorii și peste toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Cele două aspecte se regăseau, unul în versetul 34, celălalt în 36. Lumea aceasta este în ce mai obositoare pentru a ne păstra în veghere. Citesc și din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, unde Pavel a scris celor cărora le-a vorbit despre venirea Domnului, sesizându-i. Versetele 5 și 6. Voi toți sunteți fii ai luminii și foarte ușor să faci de veche ziua față de noapte. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji, să fim pe fază. Orice eveniment din lumea politică, din cea religioasă, să ne pună în gardă. Spunea Mântuitorul, când veți vedea că se întâmplă aceste lucruri, băgați de seamă, Mântuitorul este aproape. Deci nici schimbările și nici obișnuința să nu ne abată de la starea noastră de a aștepta cu ochii privind pe cer, pe Domnul nostru care va veni. Și dacă vom avea grijă aceasta, va fi ferice de noi. Doamne, ajută-ne! Vă voi recomanda din Scripturi două metode de veghere. În cartea Proverbe, capitolul 2, versetul 11, ni se oferă asistența înțelepciunii, chizuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. Un om înțelept este ca și unul care ar fi dotat cu diferite sisteme de alarmă, cu diferite radare. El își dă seama, receptează, interpretează. Și tot din Proverbe, capitolul 19, versetul 16, cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Și pe ideea acestui verset, gândiți-vă la imaginea unui șofer. Să păzească porunca. Adică mașina are o carte tehnică de exploatare. Păzindu-ți mașina să fie în bună stare de funcționare, să n-ai probleme la direcție, la celelalte aspecte de funcționare ale mașinii.
Tu, de fapt, nu-ți păzești mașina să nu ți-o lovești. Tu te păzești pe tine, ca șofer. Cine veghează asupra căii lui, cine este atent ca un șofer la drum, să ține cont de indicatoare, să fie atent la ceilalți participanți la trafic. Tu nu păzești drumul, tu te păzești pe tine. O mașină bună și un șofer bun în a conduce îi va da posibilitate mare să ajungă cu bine la destinație. Acesta este scopul nostru. Cele două metode de veghere, așa cum sunt recomandate de înțelepciune, prima, o vorbire controlată, calculată, bazată pe gânduri stabile. Nu poți vorbi controlat dacă în mintea ta nu ai stabilitate. Un om care se îndoiește, un om schimbător, deznădăjduit, va vorbi ca atare. Rămânând în Proverbe, citim din capitolul 13, versetul 3. Paza cea mare e aici, la gură. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Asta e poarta cetății, pe aici este circulația. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre peirea lui. Am putea considera, apropo de mașină, că este o poartă mică pe care intră oamenii și una mare pe care o deschidem să intre cu mașina. Vedeți, aceea mare nu o deschideți decât în situații speciale. Nu restă așa cu gurița mică. Vorbe puține și înțelepte și te păzești. Să nu intri în afaceri care nu sunt bune, să nu te complici în prietenii care sunt vinovate, să nu te lansezi în vorbe care pot să-ți atragă în urmă rușini, o cară sau alte stări negative. Și tot din Proverbe 21:23, cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Scăpăm, așa cum v-am spus, de greutăți. Să nu ne lăsăm prinși, să nu lăsăm ca în cetatea noastră să staționeze toți cum vor să facă piață din mintea noastră. Dimpotrivă, să ne protejăm. Dacă s-ar putea, luând imaginea unei țări, să fim așa cam ca Elveția în ideea lor clasică. Să se păstreze integri. Și tot pe ideea aceasta, Psalmul 39, versetul 1. Ziceam, hai să mai zicem o dată. Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Diavolul stă la poartă și te invită. Auzi, nu vreau să intru în casă, dar ești tu până la poartă să vorbim puțin. Ce zici de asta? Lasă-mă în pace. Și astfel se va împlini ce scrie în Filipeni 4:7 și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere ne va păzi gândurile și inimile și Dumnezeu să o facă. Cealaltă metodă? Respectarea unui orar evlavios. Santinela are orar. Am uitat recent la niște păsărele, cred sosise de pe alte părți, cât de ordonate se mișcau și cum știu să vină la vremea lor și să plece la vremea lor. Dacă ar fi vreuna să zică, a, nu mă grăbesc, mă duce eu. Își respectă orarul. Și Scriptura le are prinse prin profetul Ieremia în capitolul 8 pe unele dintre ele când zice în versetul 7, lăudându-le pe ele și condamnându-i pe evrei și poate condamnându-ne și pe noi dacă le repetăm greșeala. Chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri, turtureaua, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor, dar poporul meu nu cunoaște legea mea. Cât de punctual suntem, în primul rând la rugăciune. Scriptura spune, vegheați și rugați-vă, să nu cădeți în ispită, să mi se dea cuvânt, zice Pavel. Doar atât. Greșeala asta e suficient să o faci și s-ar putea să se întâmple păcate și stări vinovate. Să n-apuși să te rogi dimineața, să n-apuși să te rogi când pleci într-o călătorie, în fața unei lucrări, să tai o decizie greșită, să apuși pe un drum rău. Vegherea, rugăciune înseamnă a te lansa după ce ai discutat mai întâi cu Dumnezeu. Și vă citesc câteva versete în privința aceasta, Coloseni 4:2, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Să ne imaginăm un serviciu de corespondență. Oare suntem gata să răspundem cel puțin la toate cererile care le-am adresat și care ne-au fost rezolvate cu mulțumiri? În egală măsură să veghezi în cereri și în egală măsură să veghezi în mulțumiri. Și Petru spunea la rândul său în 1 sa epistolă, capitolul 4, versetul 7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, de aceea vă spuneam că sunt metode ale înțelepciunii. Și vegheați în vederea rugăciunii. Orice lucru se face la vreme.
Școala trebuie făcută la vreme, mai târziu nu te ajută mintea. Lucrul câmpului trebuie făcut la vreme. Măsurătoarea și copiii trebuie făcuți la vreme. Toate la vreme. Asta înseamnă că toată viața noastră trebuie să fie o continuă veghere. Da, Pavel zicea că el mereu a fost în vegheri. Eu cred că trebuie să veghem așa, în mod normal, regulat, după cum dimineața ești atent când sună ceasul, care este ora, să nu scape autobuzul, să te duci la serviciu la timp sau la școală. Dacă vrei să fii atent cu trupul tău, vei fi atent cu un orar al mesei, cu un orar la care te culci. În funcție de promisiunile sau cuvântul care ți l-ai dat, vei fi atent să te duci undeva, să suni. La fel trebuie să deruleze și viața noastră în plan spiritual, cu un orar permanent. Fără orar, le tot împingi până se face seară și apoi le pui lângă tine pe pernă. Dar vegherile acestea de care zice Pavel, cred că sunt ca niște momente speciale. Vedeți la câte zile, la ce timp le-ar fi locul, în care să stați înaintea Domnului, să stăm împreună, în mod individual, și să ne gândim, Doamne, ce am greșit eu în săptămâna ce a trecut? În ce nu sunt eu atent? Luați cel puțin la final de săptămână o asemenea atitudine și veți vedea că Dumnezeu în harul Său, prin Sfântul Duh, ne va aduce aminte. Săptămâna aceasta ai uitat să-ți respecti promisiunile de a te îngriji de cei necăjiți. Săptămâna aceasta n-ai fost consecvent în citirea Scripturii. Vezi că am vrut să-ți lămuresc anumite lucruri de care în viitor te vei izbi. Dar tu n-ai fost pe fază când eu am vrut să stau de vorbă cu tine. Sau, în acest timp, Dumnezeu ne poate preveni și asupra unor evenimente pe care noi, în mod normal, nu le bănuim a se întâmpla în momentele următoare. Uneori nu fugiți numai la proroci să vă spună toate. Stați în veghe și veți vedea cum Dumnezeu va conștientiza pe dumneavoastră. Ce se întâmplă? Ce trebuie făcut? După o viață de veghere, Pavel a zis la finalul călătoriei sale, în ultima sa epistolă, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Dar dacă te uiți numai la final, ce mai ai și ce nu mai ai, s-ar putea să nu mai ai nimic, că unii au pierdut credința. Vreau să trecem la partea a doua, vegherea asupra casei Domnului. Dar mai întâi fiecare să vegheze asupra lui însuși. Căci celui ce veghează asupra căii lui, aceluia, zice Domnul, îi va arăta mântuire. Fără veghere, n-ajunge nimeni la mântuire. Fiind vorba de casa Domnului, să știți că marele vegheator este Domnul casei. Dacă ar lăsa Dumnezeu grija numai pe noi, n-ar fi rezolvată problema. El este cel din tâi care veghează. Și noi suntem casa lui Dumnezeu. Peste noi veghează. De altfel, El veghează peste tot pământul. Nu se face în universul acesta nimic fără controlul Său, fără acceptul Său. Chiar dacă sunt lucruri, citesc din cartea Eclesiastul, capitolul 5, versetul 8, care aparent se desfășoară fără să aibă o rezoluție a lui Dumnezeu. Parcă Dumnezeu nu este în principiu de acord cu ele. Da, pentru că îi lasă pe oameni, dar asta nu înseamnă că nu-i supraveghează, că nu-i vede. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, că și peste cel mare veghează altul mai mare, deci s-ar putea și ar fi corect. Dacă se fac nedreptăți aici, în plan local, cei de la județ, când sunt sesizați, se le rezolve, sau cei din plan național. Dar dacă nu rezolvă niciun, nici de la vreun for internațional, versetul continuă. Și peste ei toți, ce prea înalt. Și într-o zi, îi va chema pe toți la judecată, dând fiecăruia plata cuvenit. Așa se prezenta Dumnezeul lui Ieremia când l-a chemat în copilăria sa și prima lui vedenie a fost o imagine a unui Dumnezeu care veghează. Ce vezi, Ieremiu? Văd un veghiator, slăvit să fie el. Bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Deci Dumnezeu este atent cu ce a spus și toată grija lui este să-și împlinească cuvântul dat. Exact asta ar trebui să fie grija noastră și despre asta am vorbit deja. În cartea Numeri, în capitolul 6, Dumnezeu a vorbit despre paza care o oferă copiilor săi și vom vedea că este una în plan spiritual și material. Ea este atașată binecuvântării, versetul 24. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Cum ne păzește Dumnezeu? O imagine frumoasă este în cartea Deuteronom, capitolul 33, 32, versetul 10. Domnul despre Israel zice aici, prin Moise. El l-a găsit într-un pământ pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului lui.
Deci în cele mai vitrege stări, Dumnezeu îngrijește în cele mai bune condiții. Psalmul 91 intră pe rol. 10.000 de o parte, 1.000 de alta, tu rămâi nevătămat, neatins, că mâna lui Dumnezeu te păstrează ca într-o fortăreață. Și adaug Psalmul 121, Psalmul păzirii dumnezeiești. Îl citesc în întregime. Și când aveți temeri, mai citiți-l, învățați-l pe de rost. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, de aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. E suficient? De jur împrejur, în orice moment. Și în Noul Testament sunt multe expresii frumoase care reflectă paza lui Dumnezeu. Eu am ales să vă citesc pe cea din Iuda, cuvinte cu care își încheie fratele Domnului epistola. Versetele 24 și 25, pază care trece dincolo de imaginea noastră pământească. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorului nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Dă-i și o plăcere să stai de pază lângă un Dumnezeu care și El veghează, nu? El are toată grija noastră și, de fapt, prin a veghea, ne-a spus, cu alte cuvinte, uitați-vă la mine ce fac. Vedeți și voi contextul acesta universal în care suntem și păziți-vă că eu vă păzesc. Dar nu plecați de aici de sub protecția mea, că, de fapt, asta înseamnă să te păzești. Să te păzești, să rămâi sub protecția lui Dumnezeu. Nu că noi ne păzim pe noi. Un mielușeu, dacă ar pleca din turmă, deja bă, i-ar da păstorul sarcini, fii atent, când vezi un lup, te păzești. Nu poate nici să suie într-un copac, nici să-i spună, fii atent, că am un păstor. Toată paza mielușeului trebuie să fie să stea în turmă, să păzească cuvântul, să nu-și lase gândurile și zboare, că se duce la altă iarbă, că își va găsi altă formă de asociere. Nu, păstorul răspunde de asta. Grija lui este să rămână lângă păstor. Dar vorbind despre grija care trebuie să o avem în casa Domnului, vreau să vă pun mai întâi în față imaginea leviților și să vă citesc din cartea 1 Cronici, capitolul 9, versetul 19. Aici sunt prezentați o parte din ei care aveau sarcina să păzească intrările în casa Domnului, toate uneltele de la templu, să îngrijească de tot ce se făcea acolo. Shalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasa, fiul lui Core și frații săi din casa tatălui său, coreitiții, împlineau slujba de păzitori ai pragului cortului. Părinții lor păziseră intrarea în tabăra Domnului. Și Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor și Domnul era cu el. Acum vă dați seama de ce Fineas a luat o armă în mână? Pentru că el se socotea păzitor pus de Domnul acolo. Și citesc și din cartea Ezra, capitolul 3, cu ocazia construirii celui de-al doilea templu, au trebuit să păzească și ei, dar a păzea și Domnul. Mai întâi versetul 9. Și Iosua cu fiii și frații săi, Cadmiel cu fiii săi, fiul lui Iuda, fiul lui Henadad cu fiii și frații lor, leviții s-au pregătit toți ca un om, ca să vegheze asupra celor ce lucrau la casa lui Dumnezeu. Și acum întoarceți numai o foaie. Cu alte cuvinte, întoarceți privirea în altă parte. După ce i-ați văzut pe oameni veghind, să-L vedeți și pe Domnul. 5:5. Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Dariu și până la primirea unui scrisor de la el în această privință. Păzea unii să nu fie atacați, să se întrerupă lucrările, dar deasupra privea ochiul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Un credincios are două griji în casa Domnului. Una, să vegheze să nu intre rău din afară, și cealaltă, să vegheze ca înăuntru să fie toate bune. Atât. În ce privește vegherea din afară, trebuie să protejăm biserica de influențele negative, de cei răi, de fapt de cel rău. Filipeni,
3:2. Pavel a avut o grijă pentru credincioșii din Filipe care i-avea la suflet și care la rândul lor îl aveau pe Pavel la inimă. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijilații aceia, o întreită avertizare, păziți-vă de ei. Și păzirea cea mai simplă este să n-ai de face cu ei, că noi n-avem de a ne lupta împotriva cărnii și a sângelui. Nu este treaba noastră să dăm pe cineva pe mâna autorităților, nici să recurgem la alte metode. Să ne păzim, să nu îi lăsăm să intervină în viața bisericii, în viața ta spirituală. Adaug și 2 Timotei 4:15. Aici este o nominalizare adresată de Pavel lui Timotei în dreptul lui Alexandru Căldăraru. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Această grijă este o sarcină a conducerii, să păzească turma, dar este și o sarcină a oricăruia din adunare. Vegheați, spunea Petru, 1 Petru 5:8, că diavolul dă târcoale și obiectivul lui este turma. Hoțul nu vine decât să fure, să junghi și să prăpădească. De aceea, spuneam într-una din slujbile trecute cu o categorie de oameni, ar trebui nominalizați cei buni, cât despre cei răi. N-avem treabă cu ei, dar cunoscându-i pe cei buni, ne păzim de ceilalți. Să nu luați totul de bun, pentru că gândiți-vă la prezentarea lor biblică a acestor învățători falși, acestor proroși mincinoși, vin îmbrăcați ca să intre în turmă în haine de oi, au niște cuvântări dulci, dar sunt înșelătoare. Păziți-vă, că dacă un câine latră de la distanță, te păzești, dar e periculos cel care nu latră și direct sare și mușcă. Sau spunea cineva, șarpele nu e atât de vinovat pentru că mușcă, ci pentru că se ascunde ca să muște. Acesta este Satan și Domnul să ne dea biruința asupra lui. Iar cât privește vegherea din interiorul bisericii și chiar din interiorul familiei, trebuie să păstrăm o atmosferă binecuvântată și dreptate. Citesc din Evrei 10, versetul 24. Parcă e mai frumoasă asta. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Poate este cineva pe strada ta, nu mai vine la adunare. Tu veghezi. Frate, ce s-a întâmplat? Ai ceva probleme? Hai, ești supărat pe cineva? De ce nu mai participi la adunare, la faptele bune? Căci în versetul următor scrie să nu părăsim adunarea cum se întâmplă în dreptul unora. Și tot din Evrei 12:15-16. Lua seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo dăcină de amărăciune, să vă aducă turburare și mult să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau care pentru o mâncare și avându dreptul de întâi născut. Uitați-vă dacă undeva a apărut o gripă aviară. Au nimicit toate păsările acelea care erau un potențial focar. Toți și-au luat măsurile de protecție. La fel trebuie să se manifeste vegherea. Și să nu uităm că răul vine din afară. Dar poate a intrat într-o formă subtilă și ne trezim cu el înăuntru. Un cal troian. Oriunde ar fi rău, trebuie localizat și îndepărtat. Și un ultim verset din cartea Proverbe 31, referitor la vegherea din familie. Aici este trecut în dreptul soțiilor. Sarcina soților evident că e mai mare. 31:27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Sau, mai corect, poate supraveghează. Se duce peste tot, se interesează de unul, de altul, de copii, de relațiile lor, de lucrurile lor. Și închei, punctând două idei. Gândiți-vă la Adam. Dumnezeu i-a spus, păzește grădina. Paza grădinii l-ar fi păzit pe Adam. Dumnezeu, cu alte cuvinte, i-a spus, păzește pe tine, dar ca să fii tu păzit, păzește grădina. Adică păzirea legei Domnului te păzește pe tine. Să nu spună cineva, trebuie să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să veghem, să nu-ți mintim o iotă. Nu! Cuvântul trebuie păzit ca să fii păzit tu. Este protecția ta. El te păzește pe tine în fond și la urmă urmei, nu tu pe el. Și cred că dovedesc aceasta cu câteva versete din Proverbe, 6:20-22. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău. O, de-ar auzi și ar asculta și copiii. Și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inima, târnă-le de gât. Și câte sfaturi îți dă mama și tata dimineața și tot să umbli cu ele așa, până la urmă ți se pare că sunt grele, nu? Și tot porți așa atârnate. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare.
E ca și cum ai avea un obiect care să-ți aducă aminte. Dar ceasul e o povară? Spune ceva, nu-l port, că e greu, dar de ce? Dar te ajută, omule. La fel sunt toate sfaturile. Un ajutor binevenit. 16:17. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Acela, adică Adam, și-ar fi păzit sufletul dacă veghea asupra grădinii. Să cotiți perimetru stabil o grădină și cel mobil o cale. Adică la tine acasă și la tine în biserică, păzește-ți grădină. Iar când mergi printre oameni sau într-o parte și alta, păzește-ți calea. Vezi pe unde te duci. Protejează-te pe tine. Și mă adaug un verset din Proverbe 20:28. Cum veți vedea din nou că principiile nu sunt o povară, ci un har. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat. El își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Deci, un împărat ar fi mult mai păzit dacă ar fi bun și credincios decât dacă ar avea mai mulți portari și mai mulți paznici. Eu îndrăznesc să spun că și Ceaușescu ar fi fost mai păzit dacă era mai atent cu populația, decât ca și cum și-ar fi adunat mai mulți securiști. Deci e avantajul tău! Și al doilea gând, deși este o denumire de localitate, luați-o ca un salut. Mițpa, scrie în Genesa, capitolul 31, versetul 49. Veghere, pentru că Laban a zis, Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta, când ne vom pierde din vedere unul pe altul. Veghează Domnul asupra noastră? Hai să vă dau cazul lui Iov. Zicea el în capitolul 29 al cărții sale, despre vremurile cele bune, ca și cum ar spune cineva, am mers cu mașina și Dumnezeu m-a păzit pe drum, am ajuns cu bine, mi-a rezolvat problemele, să știi că a fost paza lui Dumnezeu. Psalmul 34, ungerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de el și scapă din primești. Zice aici de la versetul 2. Nu pot să fiu ca în zilele trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu. Când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu. Și când a văzut că i-au murit copiii și și-a pierdut toată averea, l-a încercat o îndoială. Nu mă mai păzește Dumnezeu. Când mă păzea, toate erau la locul lor. Dar dacă se întâmplă vreuna dintre noi un accident, nu ne-a mai păzit Dumnezeu atunci? Vă întreb, cine l-a păzit pe Iov să nu-l omoare diavolul? Domnul, că diavolul asta vroia. Cine i-a refăcut în final tot șeptelul de animale și i-a redăruit alți copii? Domnul. Chiar și atunci când ni se întâmplă vreo catastrofă, Domnul tot veghează. Și când e sănătos e vegherea Domnului, și când ești bolnav. De aceea, frați și surori, să veghem asupra cuvântului Domnului mai întâi noi, că veghindu-l vom fi ocrotiți. Veghind să-l așteptăm pe Domnul, vom avea harul să ne ia cu el. E ca și la momentul despărțirii dintre Elie și Elisei. Vreau să-mi dai o îndoită putere din Duhul tău. Ți-o dau dacă vei fi pe fază. A cui a fost avantajul să fie pe fază? A lui Elie, că n-avea cui să-i arunce mantaua? Nu, avantajul lui Elisei, e harul nostru să veghezi. Fii pe fază, păzește-te. Și pentru ca nu cumva să credem că noi am fost atenți și nu ne-a înșelat nimeni, te poți păcăli singur. Să nu uităm și să vedem deasupra mâna lui Dumnezeu care veghează. Și atunci când este soare și atunci când plouă, tot Dumnezeu veghează. Și noi suntem doar împreună lucrători cu El, slăvit să fie El în veci. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.